O pseudodescoperire. În cele ce urmează voi citi un studiu pe care l-am scris în 1995, la începutul anului, care a fost refuzat de toate revistele bucureștene, apărând doar în provincie. Pentru că nu a fost publicat în București, l-am publicat împreună cu alte două studii despre lucrurile și ideile platonice și a reprezentat atunci, în 1995, cel mai mare succes de librărie pe care l-am avut eu cu cărțile mele, fiind pus în vitrina librăriei din mijlocul Bucureștiului, librăriei Noi. De altfel, când s-a dus la festivalul Blaga în 1995, Dorli Blaga luase cu ea 10 exemplare din acest mic volumaș intitulat O pseudodescoperire a unui pseudoplagiat. Iată textul. În primul rând, Moto. Moto este din Luntrea lui Caron, publicată la 50 de ani de la scriere, Lucian Blaga. Acum se urmărește distrugerea sistematică a spiritului care a luat trup printre noi. Se retrează, brutal și cu fierăstrău, toate valorile, pentru ca urmașii noștri să nu mai găsească niciun sprijin spiritual și niciun temei de mândrie nicăieri și în nimic. Pagina 302 din Luntrea lui Caron, de Lucian Blaga. În decembrie 1994, revista România Literară a publicat un articol sub titlu Istoria unui plagiat, Naionescu Evelin Underhill. Înainte de a intra în miezul acestei istorii, considerăm că se cuvine a nu trece neobservată postura în care autoarea de poeme nerușinate s-a pus, ținând cont că Marta Petreu, multora li se pare una dintre editoarele operei lui Naionescu. Oricum, este un lucru din calea afară de curios, pentru că ține de o moralitate cu totul originală, pe de-o parte să faci bani pe seama geniului unui filozof de marcă al culturii românești, tipărind cursul litografiat de filozofia religiei din anul universitar 1924-25, într-o primă ediție din 1993, rapid epuizată, urmată de o a doua ediție din 1994 și ea pe sfârșite, și pe de altă parte să militezi activ și eficient într-o denigrare celui care îți înviorează vânzările de carte la Biblioteca Apostrof, adăugând la volumul cumpărat de cei dorniți să-l citească în sfârșit pe Naionescu, după 50 de ani de interdicție, o cronologie scrisă în stilul cel mai calomnios posibil. Iar pe deasupra, să te grăbești cu publicatul unei pseudodescoperiri. Autoarea de poeme nerușinate prezintă, așa zisa, istoria plagiatului după Evelin Underhill, nu cum s-ar aștepta orice cititor, ca o înlănțuire de fapte în timp, ci ca o înlănțuire de zvonuri. Ea a aflat de la Georgeta Dimiseanu, care a aflat de la Georgeta Mircea Cancicov, care, la rândul ei, a aflat de la Cela de la Vrancea, care știa de la Nae, că acesta, în citat, și-a luat tipologia pelerinului din cartea unei englezoaice, se închide citatul, din România Literară. O astfel de prezentare a istoriei vom vedea că nu a fost aleasă întâmplător, căci doar în forma aceasta Marta Petreu putea să-și camufleze autenticul ei plagiat pentru ca să se bucure singură de laurii descoperire, așa zisului plagiat comis de Naionescu. De altfel, colportarea de zvonuri este o ispită destul de mare pentru autoarea de poeme nerușinate, căci același procedeu îl remarcăm și în cronologia tipărită împreună cu prelegerile lui Naionescu. Cronologia alcătuită de Marta Petreu este formulată astfel încât cititorul, interesat să vadă cum a decurs în linii mari istoria vieții singurului creator de școală filozofică românească, să nu rateze cu niciun preț ocazia de a-și face despre Naionescu o părere cât mai proastă. De pildă, să-și-l reprezinte după imaginea unui infractor de drept comun,
sau aceea unui meschin arivist cam fără noroc la titluri universitare. Așadar, Marta Petreu abordează metoda colportărilor de zvonuri, înveșmintându-și astfel informațiile. Acum am citat. Zvonuri insistente din epocă spun că. Un alt citat. Se pare că scurtele perioade de tăcere sunt cumpărate de Ministerul de Interne. Un alt citat. Automobilul și caterul par ar fi răsplata regelui pentru bunele lui servicii. Se închide citatul, un altul. Discipolii și prietenii în această vreme îl bârfesc fără milă, dar numai între ei. Se închide citatul. Dar la data când scria cronologia, autoarea de poeme nerușinate nu făcuse încă glorioasa și falsa ei descoperire, căci nimic n-ar fi reținut-o să o treacă între atâtea și pe aceasta. Așadar, din gură în gură ajunsese și la Marta Petreu zvonul că Naionescu a luat tipologia pelerinului din cartea unei englezoaice. În articolul din România Literară nu precizează când i-a spus Georgeta Dimiseanu, ce i-a spus Georgeta Mircea Cancicov și așa mai departe. Descoperirea acestui lucru va fi contribuția noastră personală la cercetarea științifică a problemei. Martei Petreu, odată ce aflase zvonul, nu-i rămânea decât să descopere numele englezoaicei și titlul cărții. Și le-a descoperit. Fără să amintească vreo sursă, poeta lasă pe cititor să priceapă că ea nu se ocupă doar de apariția în premiera unor cursuri ținute de Naionescu, ea nu scrie doar poezii nerușinate sau articole în revista Apostrof, ci peste toate acestea ar mai avea și foarte elevate lecturi. Când nu citește cărți de psihanaliză, citește cărți de mistică. Ea o citește înainte de culcare pe Evelin cu tratatul ei de mistică A Study in the Nature and Development of Man's Spiritual Consciousness din 1911. O fi citit ea chiar și cursul de metafizică lui Naionescu, publicat în anii 40 în două volume de Noica, Vulcănescu și Constantin Flor. Și, ca o fericită încununare cu succes a spinoasei cercetări ce am întreprins cu privire la data când a aflat Marta Petreu de englezoaică, putem spune cu siguranță că doar în 1994 a ajuns la urechea ei zvonul cu pricina. Doar atunci, mai precis după apariția celei de-a doua ediții a Filozofiei Religiei de Naionescu, din pură întâmplare, o fi citit în englezește cele 600 de pagini ale cărții Evelinei și a descoperit absolut singură și pentru prima dată în România o suspectă asemănare între cele spuse de Naionescu la cursul de metafizică și cele scrise de Evelin. Apoi a identificat cu sârgă asemănarea și a decis că este rezultatul unui plagiat. Așa au decis și cei ce au citit articolul Martei Petreu și l-au băgat în revistă să fie cadou și de Crăciun și de Anul Nou pentru cititori. Totuși, ar fi putut și ei să observe că atunci când cineva spune că întrebuințează o formulă care nu este a lui, chiar dacă nu citează pe nimeni, el nu poate fi acuzat de plagiat din moment ce nu a pretins că spune ceva nou, ceva descoperit de el, iar pentru asta nu era nevoie să se canonească să citească întreg materialul. Se putea citi doar primul sfert, căci un astfel de lucru se lasă lesne de remarcat chiar la al doilea citat demascator extras din cursul de metafizică a lui Naionescu. Iată ce transcrie autoarea de poeme nerușinate că spunea Naionescu la cursul său. În citat. Dacă ar fi să întrebuințez o formulă care nu este a mea, pentru a deosebi magic și mistic, aș spune că magia ia și mistica dă.
Acest pasaj, citat de Marta Petreu spre dovedirea așa zisului plagiat, este pus în paralel tot de ea cu următorul, în citat din Evelyn Underhill. Diferența fundamentală dintre ele este următoarea. Magia dorește să obțină, mistica dorește să dea, două atitudini nemuritare și antagoniste. Asemănarea este într-adevăr evidentă. Numai plagiatul nu este evident deloc, căci Naionescu avertizează cititorul că nu spune lucruri gândite de el. Doar Marta Petreu nu avertizează cititorul când preia de la alții, fără a-și deconspira sursa. Nimeni nu și-o poate închipui pe Marta Petreu că nu se duce la bibliotecă și nu se uită în cursul de filozofie românească, după care s-a învățat decenii de-a rândul când a fost vorba de un filozof român. Și chiar nimeni nu crede că editându-l pe Naionescu nu i-a căzut sub ochi pagina 313 din volumul profesorului Gheorghe Cazan, Istoria filozofiei românești, din 1984, unde este vorba de împrumutul tăinuit în ghilimele de Naionescu din lucrarea Mistic a lui Evelyn Underhill. Mai ales că și Gheorghe Cazan și Marta Petreu au căzut, în mod ciudat, pe aceeași frază din curs în care Naionescu le explica studenților că nu a venit la curs pentru că nu avea ce să le spună. Fraza, citată de amândoi și e înțeleasă de ambii la fel, deși într-un caz trebuie să ținem seama de rigorile regimului comunist, iar în celălalt caz să bănuim o nostalgie după rigorile de altă dată, rigori proletcultiste la care Marta Petreu chiar se străduie să facă o revenire, cel puțin în ce privește receptarea lui Naionescu. Comentariile ei la adresa lui Naionescu, făcute la modul general sau cu ocazia discutării fragmentelor puse în paralel, au un vizibil aer de familie cu tot ce au scris proletcultiștii despre Naionescu în perioada comunistă. La fel și cronologia. Un lucru însă trebuie să devină limpede pentru oricine. Marta Petreu nu plagiază. Singură a descoperit și numele englezoaice și titlul cărții. Naionescu plagiat. Ce dacă el mărturisește că nu-i aparțin cele spuse? Tot plagiază pentru că atunci când povestește ceva spus de altul, povestirea lui seamănă chiar cu ce a spus altul, cu nimic altceva. Leit. Toată lumea a văzut cât de bine seamănă. Marta Petreu le-a deschis ochii, pentru că ea e pasionată de tratate englezești de mistică. Și singură, doar după un zvon despre o englezoaică oarecare, o găsește infailibil pe acea englezoaică. Numai ea se sizează de la o poștă când e vorba de un plagiat, prin forțe proprii. Era să scriem prin plagiate proprii. Acum nu-i mai puțin adevărat că orice clujan care se află cu treabă în domeniul filozofiei a aflat de prestigioasa revistă scoasă de universitarul Lucian Blaga în refugiu de la Sibiu între 1943 și 1944. Precis că de revista Seculum știe și Marta Petreu, doar ține cursuri de filozofie la Universitatea din Cluj. Nu vrem totuși să spunem că ar fi aflat de traducerea nemțească a cărții de mistică citită de Naionescu din recenzia lui Barbu Zebedei, publicată în revista lui Blaga. Nu-i frumos să-i punem la îndoială buna credință când scrie doar despre un vag zvon ce a ajuns-o și pe ea. După ce singura a identificat-o, vezi, Doamne, pe englezoaică, Marta Petreu a tradus tot singură titlul cărții lui Evelyn, din engleză în germană. Mai greu i-a fost cu găsirea anului de publicare a traducerii nemțești, fiind vorba de 1928, anul nu era trecut în cartea englezească din 1911, pe care o citise ea din pasiune pentru mistică. Dar s-a descurcat. Binișor, să nu-și închipuie cineva că a depistat anul traducerii germane în revista Seculum. Ar fi dovada unui plagiat. Ori, toată lumea știe, din articolul autoarei de poeme nerușinate, cine pe cine plagiată.
să nu creăm confuzii. Pentru cititori interesați de recenzia din revista Sibiană Seculum, pe care a scris-o secretarul de redacție Zebedei Barbu, ajuns după ani în țara Evelinei, dăm mai jos un fragment. Aici un citat. Ținem să remarcăm însă un lucru cu toate rezervele pe care le pretinde o bună intențiune. Tipurile mistice nu pot fi luate ca o contribuție personală a lui Naionescu. Cartea lui Evelina Underhill, intitulată Mistic, a cărei ediție germană am consultat-o, cuprinde exact acele trei tipuri al pelerinului, mirelui și sfântului. În capitolul 6, mystic, un zimbolic, pot fi urmărite anumite lucruri paralele, bunoare exemplificările, pelerinul Parsifal, exemple din Dante, etc. De asemenea, caracterizările ce se aduc iubirii. Este denotat că această carte, apărută în limba engleză în 1911, este socotită nu numai de lumea anglosaxonă, ca o lucrare de bază asupra misticii, dar și în restul lumii civilizate. În limba germană, ea a apărut în anul 1928, tocmai anul în care Naionescu ținea cursul de metafizică. Încheiem citatul. Urmează o precizare foarte importantă. Iarăși în citat, din Zebedei Barbu. Aducem acest lucru la cunoștință, nu fiindcă am avea de spus ceva lui Naionescu, ci editorilor. Într-un curs, în fața studenților, se poate trece cu vederea un izvor folosit. La curs se urmărește înțelegerea unor probleme în prima linie. Când se trece la tipar, lucrurile se schimbă. Poate ar fi fost bine ca această carte să fie numită de editori. Desigur, Naionescu ar fi făcut-o dacă el și-ar fi editat cursurile. În revista Seculum din iulie-august 1943. Se observă cum cele scrise în revista Seculum respiră un aer de normalitate. Deși Zebedei Barbu strecoară germenul îndoielii, să-l fructifice cine dorește. S-a și găsit cine, dar niciun moment Zebedei Barbu nu vorbește de vreun plagiat. Aici se cerea o contribuție originală. E drept că nici Barbu Zebedei nu a ținut cu tot din adinsul să vadă în cursul lui Naionescu propozițiile în care profesorul spunea studenților că nu le povestește noutăți. Altminteri, ar fi citat probabil din prelegerea unde vine vorba de tipul pelerinului, al mirelui și al sfântului pasajul. În citat din Naionescu. De altfel, teoria aceasta a tipurilor este ceva mai veche, se închide citatul, pagina 167. Nici Marta Petreu n-a văzut pasajul. Ea a avut orbul găinilor, pentru că a remarcat doar fraza imediat următoare. În citat, eu am căutat să o aplic în tot domeniul filozofiei și cred că în bună parte mi-a dat mie cel puțin rezultate satisfăcătoare, se închide citatul. Ceea ce impresionează în articolul fostei profesoare de socialism nu este atât faptul că îl face pe Naionescu mitică filozof sau tonul nepotrivit, cât volumul de muncă zadarnică pentru a controla pe Naionescu dacă povestește fidel când spune că povestește ceva ce nu-i aparține. La fel, orbirea cu care se face vinovată de plagiat încercând fără succes să identifice un așa zis plagiat. Cu toate acestea, sperăm ca deziluzia pseudodescoperirii să nu-i stingă arzătoarea pasiune pentru mistică. E totuși demn de remarcat că Naionescu, vorbind la curs despre cartea Evelinei, chiar dacă nu o numește în mod expres, își ținea la curent studenții cu cele mai interesante idei apărute în cărți de mare notorietate. El făcea astfel o racordare a învățământului superior românesc cu învățământul superior din Anglia și Germania. De asemenea, vorbind despre problema salvării la Faust, Naionescu își punea studenții în temă cu actualitatea științifică europeană în acest domeniu, în care un articol publicat în Franța era mult discutat. Se știe că după instaurarea comunismului brusc, racordarea s-a făcut la învățământul din universitățile rusești, cu așa zise beneficii doar în domeniul ideologic care îl suplinea pe cel filozofic. Și încă un amănunt.
Naionescu nu poate fi acuzat de transcrierea fără ghilimele a unor fraze, cum este de părere Nicolae Manolescu. Fraze pe care Naionescu ar fi dorit să și le revendice, făcându-se vinovat de plagiat. Asemenea lui Titu Maiorescu, Naionescu vorbea liber în fața studenților, iar de publicarea cursurilor sale s-au ocupat alții, pentru că Naionescu n-a fost nici când preocupat să-și publice cursurile. În plus, se știe că în Occident, cursuri originale, nici lui Immanuel Kant nu i se permiteau. Oricine răsfoiește azi cursul de logică generală, citit studenților de Kant, va constata lipsa trimiterilor bibliografice sau a ghilimelelor în cuprinsul cursului. Acest fapt, după Nicolae Manolescu, ar indica fără greș sfera plagiatului, căci multe lucruri conținute în cursul lui Kant pot fi regăsite în Baumgarten și mai ales în cursul lui Mayer, ca să zicem așa, plagiat de filozoful de la Königsberg, care doar s-a mulțumit să adnoteze abundent pe marginea lui. Notă. Am pus în ghilimele că Marta Petreu a îngrijit ediția pentru că strădania ei a fost ca dintr-un curs litografiat ce se citea cu ușurință, pentru că și acolo unde erau cuvinte lipsă, din context se înțelegea ideea, să facă o carte a cărei lectură este îngreunată de marcarea cu sic a pasajelor în care iese la lumină imposibilitatea ei de a urmări un test filozofic, incompetența ei în domeniu și nici de cum, în citat, cum scrie ea, ambiguități de sens și erori flagrante. Cum scrie ea nota asupra ediției.